termoelectrică, vrea să vă anunț astăzi că, într-adevăr, consumatorul în ciclu Chișinău vor beneficia în continuare de agent termic fond de apă caldă menajeră tot perioada de vară, decât și o să renunțăm la practica unui precedent care o lună de zile consumatorii erau în situația că nu vor putea în număr avea consum de apă caldă menajeră. În această formă de idee vreau să vă aduc la cunoștință că începând cu astăzi, noi am stat la sursa numărul 1, centrala electrică de termoficare produce energie electrice. Până la data de 31 iulie, aceasta va fi în reparație capitală și conform studiilor serviciilor tehnice vom efectua niște schimbări la rețelele termice prin care ulterior va da posibilitate ca noi să asigurăm consumatorii în regim non-stop tot perioada verii cu apă caldă menajeră. Această situație a fost datorată faptului deoarece în baza proiectului de îmbunătățire SACET, finanțat de Banca Mondială, urmează să schimbăm un transon nou de rețele termice în sectorul Mihai Viteazul, Milano, Dumul Crucii, Barieră, Sculeni și Călăraș, un transon de aproximativ 4 km cu diametrele de 500-600, respectiv